bună, bună. Care este primul lucru pe care îl faci dimineața? O chestie obișnuită, nimic special. Cafea, în principiu. Ok, adică nu e primul lucru, nu pe mâna pe telefon. Nu, și am făcut o regulă din asta și cu excepția dacă nu mă trezește alarma, evident. Că atunci pun mâna pe telefon și o închid. Încerc să nu dau snooze, asta este una dintre reguli, să nu dau snooze și să nu ating telefonul decât când am făcut tot ce am făcut. Uneori îmi aduc boxa portativă în baie. Și dansezi? Nu dansez, este foarte periculos dansați în duș, nu dansați în duș. Sunt zile de lene, da, am zile de lene, din păcate mai rar decât aș vrea. Da, sunt somnoros. Eu am destul de multe pleasure-uri, but I don't feel guilty about them. În sens că eu înțeleg că asta e greșit, dar fumatul poate, dar it's not a pleasure, e un viciu mai mult, nu it's not a pleasure. În rest alimentar sau ce ține de regimul zilnic, să zicem, sau anumite tabieturi, chiar dacă unele nu sunt perfecte, eu nu știu dacă simt o vină. Eu încerc să, dacă nu primesc plăcere, cel puțin să nu-mi pară rău. Nu mănânc carne cu gust de carne. Iată, înțelegi ce am în vedere? Iată, atunci când ciorba de pui are miros de pui, miros de țarc. Okay. Înțelegi ce am în vedere? Da. Sau atunci când mielul are miros de miel mai mult decât este necesar, sau porcul, sau vita, sau da, știi? Da, atunci când carnea miroase animal. Asta am fost eu și nu știu ce ați aflat, dar sper că ați aflat ceva, cel puțin.